Kamala Harris și Donald Trump se confruntă în această seară pentru prima și probabil pentru ultima dată într-o dezbatere televizată înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Dezbaterea se desfășoară în condițiile în care cei doi candidați sunt umăr la umăr și orice pas greșit poate fi fatal. Aflăm mai multe detalii de la Marcela Ferraro, editor al News în Franța. Marcela, bine te-am regăsit! Bună dimineața! Marcela, unde și când are loc această dezbatere? Evenimentul are loc la National Constitution Center din Philadelphia în această noapte, ora 21 pe coasta estică a Americii și va dura 90 de minute. Prezentatorii ABC News, David Weir și Lindsay David sunt programați să modereze această dezbatere. Regulile dezbaterii sunt aceleași cu cele negociate pentru cea din iunie cu președintele Biden, pe vremea aceea candidat. Asta înseamnă că microfoanele vor fi din nou dezactivate pentru cel care nu vorbește. Echipa Harris a cerut să modifice această regulă în speranța că Trump se va da în spectacol. Deocamdată a rămas ca la dezbaterea din iunie. Este o regulă propusă inițial de campania Biden înaintea acelei prime dezbateri, dar i-a ajuns să fie în beneficiul fostului președinte, deoarece schimbarea tactică l-a ajutat pe Trump să pară mai controlat. Nu va exista audiențe și candidaților nu li se va permite să se întrebe reciproc în mod direct. În plus, niciunul nu va avea voie să aducă note sau elemente de repozite prescrise pe scena dezbaterii. O lume întreagă va urmări această dezbatere în seara asta, dar la ce ar trebui noi să fim atenți, Marcela? Pentru Kamala Harris, ceea ce se va afla în centrul atenției este capacitatea ei de a performa într-o dezbatere. Harris a pus accentul pe protejarea drepturilor reproductive în timpul campaniei și probabil că va aborda problema în timpul dezbaterii. Poziția lui Trump cu privire la această chestiune a fost tulbure. El a făcut comentarii cu privire la avort care par a fi în conflict cu unele dintre opiniile și declarațiile sale anterioare în timpul președinției. Este probabil că Trump îi va imputa Kamala Harris gestionarea de către Biden a economiei și a imigrației, două domenii în care republicanii au criticat violent Casa Albă. Pe de altă parte, Harris a legat în mod repetat platforma lui Trump de proiectul 2025, prezentat de un think tank conservator, The Heritage Foundation. Trump a încercat să se distanțeze de acest plan, care include restricții suplimentare privind accesul la avort, printr-o serie de mișcări care ar crește puterea executivă. Confruntarea din această noapte pune de asemenea noi mize pentru Trump, care se confruntă cu un adversar foarte diferit de cel pentru care a fost pregătit. În urma dezbaterii din iunie, performanța slabă a lui Biden a eclipsat greșelile lui Trump, care a vehiculat informații false și înșelătoare. De data aceasta, atenția s-ar putea concentra pe Trump într-un mod pe care nu și-l dorește. Probabil mulți se întreabă, inclusiv și eu mă întreb, ce urmează după această dezbatere, Marcela? Va mai fi o dezbatere totuși, dar de această dată între candidații la vicepreședinție, guvernatorul democrat Minnesota Tim Walz și senatorul republican din Ohio, Steve Benz. Ei se vor înfrunta pe 1 octombrie într-o dezbatere găzduită de CBS News de această dată. Cei doi dețin roluri similare în campaniile lor respective. Se atrag alegători din statele Blue Wall, Pennsylvania, Michigan și Wisconsin în această toamnă. Nu este clar dacă Harris și Trump vor dezbate a doua oară. Nu au fost anunțate oficial nici o dată suplimentară. Da, vedem ce se întâmplă în seara asta și revenim mâine dimineață cu noi argumente și o dezbatere proprie. Marcela, îți mulțumim!